Nu. Toată lumea cred că știe. Cum e? A fost apă mare? Când v-ați oprit acum? De o oră, cam așa. De o oră, cam aici. Acum și nu se poate trece. V-a oprit autoritățile sau chiar nu putea să trece de apă? Nu putea trece deloc. Buștean. A venit un buștean peste drum. A venit un buștean și s-a oprit. Puțin apă a început să treacă, am vrut să trecem și a început să vină un val mai mare și ne-am oprit. Era cât pe să vă ia? V-ați oprit la timp? Nu, ne-am oprit la timp. Ați dat și înapoi? Normal. Bună ziua, vă încumetați? Și cu bicicleta? Acum mai scade? Cum a fost? Mai crește. Cum? Crește în continuare? Și crește și scade. Bine, acum mă lucrăm de aici, de la pod. Uh-huh. Aveți și pagube în gospodării? Aici avem o holdă cu malaicul, tot în apă. Din cauza unor vituri, unor ploi torențiale, mai multe canale colectoare și râie aflate pe raza localității Cicârlău și Ilba au fost inundate. Au inundat inclusiv drumul european E58. În acest moment dirijăm circulația pe o rută ocolitoare și degajăm drumul ca să putem circulația să poată mașina să circule. Am zis, camioanele n-au de ales decât să aștepte din cauza tonajului. Trebuie să mă aștept un picuț, dar în scurt timp vom degaja drumul. A fost mare? A fost apă mare? Foarte, foarte, foarte mare. Foarte mare. Ați apucat să faceți ceva? Da, da, grădina mi-e varză. O venit dintr-o dată? Rupere de nori? Rupere de nori. O spalat.
posibil să ajungă apa pe drum. Mai... Uitați-vă la cascadele cu tare. S-au făcut cascadele și niciun excavator nimic nu intră aici. Ceva nu a fost până nu a fost făcută pensiunea. Nu a fost așa pe valea asta. Au avut cursul ei, nu a venit nimeni să sepe să-și facă cascade. Și asta e, de trece apă. Ziua, sunteți turiști? Da. Și ați venit la pensiune acum? Da. Când ați plecat, cum era? Era bine. Și acum? Încercați să escaladați gardul. Ce super. Păi e altă soluție. Da. Ați venit în concediu aici? Ocazional. Da. Pagube, cât ați apucat să estimați până în momentul de față? Ce pot să vă spun până acum din informațiile pe care le-am primit și din celelalte localități care sunt afectate? Avem mai mult de 100 de gospodării care au fost inundate. Asta însemnând fântâni inundate, curțile, anexele, grădinile sunt compromise în cea mai mare parte. Avem o casă în satul Handalul Ilbei care a fost distrusă, jumătate a fost dusă de apă. Acolo am avut și o persoană care a fost izolată sub dărâmături și a fost salvată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Sigur că noi avem toți oamenii de la primărie care lucrează la evaluarea pagubelor. Este greu acum să facem... A fost o ploaie istorică, o viitură istorică, se spune. A fost o ploaie... n-aș putea să descriu, n-am văzut niciodată. Și poliția mea locală, aici, dacă aveți nevoie de oameni la dirijație, am lăsat în ambele locuri. Nici nu m-am gândit că e așa de operativ. Dar de multe aici a fost... Începem să dăm drumul la circulație în ambele sensuri, încercăm până mâine dimineață să eliberăm tot ce se numește catastrofă pentru oameni. Deci a fost o viitură istorică, să înțeleg. A fost o viitură pe care pur și simplu n-a putut controla decât Dumnezeu. Pagube în mare? 50 de case inundate, 2 oameni care au fost sub dărâmături ne-am scos de acolo afară. Tot ce a fost personal angrenat pentru situații de urgență a fost prezent aici. Ce ați reușit să faceți până în prezent și cum? Să dăm drumul la circulația pe drumul european, am reușit să scoatem apele, deblocat apele, am deblocat podurile și practic tot ce era colmatat am dezafectat.
afectată. O blocat aici și cum, nu știu ce s-a întâmplat de acolo, ceva rupere de nor și blocat podurile, s-au rupt drumul, adică cum s-au rupt podurile? Deci n-ați mai avut ce face, numai să vă uitați. Dar păi cine să mai... Să nici n-ați mai apucat. Dar păi nici n-a apucat nimeni absolut ăsta. Păi a zis nora mea când a ieșit, când s-a uitat pe geam, a auzit că-i vuietul ăsta, așa, puternic. Păi când s-a uitat în curte, nenorocire, apa de un metru.